Gata cu debranșorile în orașul nostru. Cei care încearcă să se debranșeze ilegal riscă să se trezească cu casele inundate. Reprezentanții regiei de termoficare din Făgăraș vor începe de săptămâna viitoare să încarce cu apă tratată instalațiile de încălzire centralizată din interiorul blocurilor. Așa că făgărășenii mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a finaliza lucrările la instalațiile din locuințe. Până în acest moment, aproape 100 de familii au renunțat la sistemul centralizat de încălzire. 15 august este data limită până la care făgărășenii vor mai putea depune la sediul Ecoterm cereri de debranșare de la sistemul centralizat de încălzire. După această dată, angajații regiei de termoficare vor începe să pregătească instalațiile pentru sezonul rece. După cum cred că s-a obișnuit aici în Făgăraș, perioada rece începe mai devreme decât în sudul țării și începând cu data de 15 august, deci după data de 15 august, nu se mai permit debranșări, pentru că noi intrăm în perioada care ne permite legea de 30 de zile înainte de furnizarea agentului termic, de pregătirea instalațiilor pentru a putea asigura căldură în bune condiții făgărășenilor din apartamente. Deci după data de 15 august nu se mai permit intervenții și debranșări la instalația comună din interiorul blocului, pentru că dacă s-ar permite acest lucru, ne-ar perturba nouă activitatea de pregătire pentru furnizarea în bune condiții a agentului termic pe timp rece. Din luna aprilie și până acum, aproape 100 de familii făgărășene au renunțat la sistemul centralizat în favoarea unei centrale termice. Au fost însă și persoane care s-au rebranșat, însă mult mai puține decât anul trecut, doar 20 de cereri au fost depuse în acest sens la sediul Ecoterm. Sunt persoanele care au fost nemulțumiți, sunt alte persoane care au venit înapoi la sistemul de încălzire centralizat. Deci situația se menține undeva de vreo 3 ani de zile la aceeași număr care pleacă anual și care revin anual. Deci situația este cam aceeași în ultimii 3 ani de zile. Mie convine și la Ecoterm, pentru că nici cu centrala nu plătești mai puțin, că și gazul e scump și așa că oricum nu e avantajos nici. Asta este. N-am posibilitatea să pui centrală, că dacă aș avea, aș face-o. Ne-am debranșat și suntem mulțumiți. E mai bine așa. Plătiți mai puțin? Fiind după punga fiecăruia și cât consumi. Aici poți să mai faci o economie, dincolo nu puteai. Din cele aproximativ 100.000 de apartamente din Făgăraș, doar jumătate mai sunt acordate la Ecoterm. Cele mai multe debranșări au fost făcute în anul 2002. Atunci, peste 1.000 de familii făgărășene și-au montat centrale proprii.